Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Mistere la granițele cunoașterii. Astăzi, probabil, cea mai teribilă bătălie care se duce este bătălia pentru mintea umană. Pentru că, în rest, cei care vor să stăpânească totul, cam au reușit să stăpânească finanțele lumii, să stăpânească proprietăți imense. Astăzi, marile corporații sunt mai puternice decât multe state adunate chiar la un loc. În acest război global care se duce și în care, chiar dacă mai vedem războaie pe aici pe acolo, în realitate principalul război se duce pe alte planuri, spuneam că în acest război ținta finală este mintea umană, este omul, este ultima redută de cucerit pentru cei care se doresc stăpânii acestei planete. Vom vorbi despre acest subiect, despre bătălia pentru mintea umană, împreună cu psihologul Adrian Cranta, pe care îl cunoașteți și care are lucruri interesante să ne împărtășească. Bună seara și binevenit! Bună seara! Spuneam că este cea mai aprigă bătălie care se duce acum. Este, cum chiar tu spuneai, ultima frontieră, doar că nu ultima frontieră din filmul Star Trek, ci ultima frontieră din războiul dus pentru controlul total al planetei, al civilizației noastre. Ce ne-ai putea spune despre acest război care se duce acum, insidios adeseori, aproape nebănuit de marea majoritate a oamenilor? În primul rând, această poveste nu începe acum. Există un trecut și normal că nu se va termina acum. Practic, când noi vorbim de mintea umană, vorbim de această luptă, această bătălie dincolo de atom. Prin acest lucru vreau să spun că bătălia reală, cu cele mai mari câștiguri posibile, este bătălia pentru mintea umană. O luptă în care s-ar folosi arsenalul atomic nu ar fi un câștig atât de mare pentru cei care vor să câștige. Totuși, haideți să punctăm câteva lucruri pentru ca omul să poată să fie stăpânit, trebuia să se ajungă la procesul educației următoarei generații. Pentru a se ajunge aici, au fost parcurse niște etape care cumva au avut de-a face cu influențarea familiilor. Familia este celula societății. Dacă această celulă este sănătoasă, întreaga societate se poate dezvolta într-un mod armonios. Practic, au fost multe tentative de a penetra această celulă, dar cea mai mare reușită a fost odată cu apariția feminismului, care este un curent dirijat cu scopul de a elimina un factor educațional foarte important în viața omului, și anume mama. Și educația acasă. Educația acasă, acei 7 ani de acasă, care ei dau direcția pentru tot ceea ce urmează după. Sigur că ei au avut argumente, pentru că dacă ne gândim, tot acest proces de cucerire și de distrugere a reperilor, a identităților, a familiei, a fost întotdeauna susținut de argumente puternice. Pentru că, într-adevăr, femeia, secole și secole la rând, a fost tratată de partea masculină în mod abuziv, adeseori ca o slugă care nu avea drepturi, nu avea aproape nimic. Ea trebuia doar să servească familia. Și să ne gândim doar la societatea musulmană, în care în multe comunități musulmane se pune problema dacă femeia are suflet sau nu. Ea este în totalitate sub stăpânirea bărbatului, care are în anumite comunități drept de viață și de moarte. Ea aproape că nici nu există. Pe acest fond al unor nedreptăți clare a venit feminismul, care a speculat aceste lucruri și s-a folosit de aceste realități pentru a răsturna familia. Exact, exact. Lucrurile au mers mai departe și anume cumva
relația dintre soț și soție, dintre generații, crearea acestui conflict dintre generații. Practic, la modul real, acest conflict dintre generații nu este decât o diferență de necesități. Fiecare generație își are necesitățile ei, dar umanitatea în sine, pe de-a întregul, întotdeauna a avut și va avea și are aceleași scopuri comune. Deci există scopuri personale, există scopuri comune. Lucrurile au mers mai departe și s-a ajuns la ruperea legăturilor, ruperea comunicării, ruperea legăturii de respect și apreciere între generații, între profesori și elevi, între doctori și pacienți, între preoți și enoriași, între șef și subaltern și, bineînțeles, între conducători și popor. Acest lucru a fost încă un pas mare înainte. Trăim acum următorul pas, și anume eliminarea oricărui lucru care ar putea crește nivelul de conștiență și conștiință umană în acord cu cerul, în acord cu această forță primordială care guvernează întregul univers. Eliminarea competențelor și abilităților practice din sistemele educaționale. Acest lucru, din nou, a însemnat o pierdere foarte mare, pentru că va duce la conflicte interioare, la incapacitatea de a se descurca singur. Pur și simplu, un om, când termină studiile, este depozitarul unor informații, dar aceste informații nu își pot urma calea firească de a se materializa în fapte. Deci, obții o diplomă, dar în același timp, în afară de informații, nu obții competențe. Și asta a fost o problemă foarte mare și este o problemă foarte mare la ora actuală, pentru că educația nu se atinge scopul. Da, avem în România mii, zeci de mii, sute de mii de absolvenți de facultate, dar imensa lor majoritate sunt incompetenți exact din momentul în care au făcut primul pas de la terminarea facultății. Ei nu au experiența, n-au cunoaștere, n-au înțelegerea fenomenului. Ei, ca să practice meseria respectivă, ar trebui, în momentul în care s-a angajat, să o ia de la zero, să învețe din nou ABC-ul profesiei ca să poată obține performanțe. Iar mai ales în domeniile foarte importante, cum sunt cele de profesor, de medic, unde sunt responsabilități foarte mari vis-a-vis de viitorul psihologic și educațional, de sănătatea omului, acolo situația este cu atât mai gravă dacă nu există competență. Chiar așa. Un om deosebit, Valeriu Popa, acum mai bine de 25 de ani, spunea tinerilor, mereu și mereu, că nu este atât de important ceea ce ai învățat sau cât ai învățat sau cine este tata, cine este mama. Pentru viață trebuie să-ți pui problema cum te-ai descurca dacă ai fi luat exact așa cum ești pe stradă, dus într-o țară străină în care nu cunoști limba, nu ai nicio relație, în ce măsură ai fi capabil să te acomodezi și să te poți integra în acel grup. Și să faci o performanță. Exact. În plan social. Și atunci el spunea că doar atunci poți să realizezi dacă ești sau nu ești pe picioarele tale. Acest lucru mi-a rămas în minte și celebra întrebare care se opunea, puneți mereu întrebarea de ce ci se întâmplă ceea ce se întâmplă, de ce acel lucru funcționează sau de ce s-a hotărât ca în viitor lucrurile să meargă în direcția aceasta și nu în aceasta. Întotdeauna dacă noi ne punem întrebarea de ce, vom ajunge la un răspuns mult mai concret decât ceea ce ne spun alții. Ei bine, în ultima sută de ani, toți acești pași care trebuiau făcuți, s-au făcut, inclusiv marile descoperiri, secolul 20 a însemnat un secol extraordinar, o adevărată explozie de descoperiri, pentru că în 100 de ani noi am descoperit și am evoluat cât n-am făcut-o în mii de ani în trecut. Lucrul acesta a dus la o nouă direcție a marilor lupte
care deja se face simțită de la zi la zi, și anume, ultimul câmp de bătălie este mintea umană. Da. Ce se întâmplă cu mintea umană? Dacă această bătălie va fi pierdută de către cei care au în posesie acest tezaur, va fi greu să există o cale de întoarcere. Și aici aș vrea să intervin puțin, pentru că sunt două direcții care se duc. Odată este o direcție cultivată de maeștri orientali, fie că vorbim despre maeștri indieni sau maeștri chinezi, care urmăresc să te ajute să-ți dezvolți mintea, să-ți dezvolți calitățile interioare prin metode naturale, și cealaltă cale în care se preconizează transformarea omului într-un mecanism om-mașină, un cyborg, și ne dăm seama astăzi la capacitatea de control care există prin tehnologie, ce înseamnă să ai implantat în creier sau în corp chipuri și tot felul de chestii care țin de computer, cam în ce manieră vei deveni un roboțel al sistemului care va avea acces, va avea posibilitatea prin ce ai implantat în tine să te manipuleze cum vrei. Și pentru că am ajuns la această discuție între calea maeștrilor orientali și calea tehnologiilor de avangardă care urmăresc să dezvolte mintea într-o altă manieră, vreau să anunț pe telespectatori că îi invităm la o conferință deosebită în care conferențiarul va fi chiar psihologul Adrian Cranta, o conferință care se numește Puterile psihice ale maeștrilor chinezi. Conferința va avea loc pe data de 21 iunie la sala Dallas din București, lângă Intercontinental, de la ora 19, o conferință în care nu numai că veți afla lucruri deosebite de la un om care, precum este Adrian Cranta, care călătorește anual în China, se întâlnește cu vârfurile spiritualității chineze, practică acolo, deci este vorba de, sunt informații la prima mână, nu sunt informații din cărți, sunt informații pe care le aduce un om care își petrece o parte din timp alături de maestri chinezi. Așadar, cei care doriți să participați la această conferință, Puterile psihice ale maeștrilor chinezi, unde veți vedea și unele materiale video foarte interesante care probează aceste capacități, sunteți invitați pe 21 iunie la sala Dallas din București de la ora 19. Biletele pot fi cumpărate începând cu 6 iunie, chiar de la intrarea în sala Dallas, de la anticariatul de la intrare. Așadar, țineți minte, 21 iunie, conferință susținută de psihologul Adrian Cranta, Puterile psihice ale maeștrilor chinezi. Și acum să vedem unde este pericolul în această a doua abordare, cea în care riscăm să ne transformăm în cyborgi controlați total de sistem. În primul rând, omenirea, marea majoritate, au ales să urmeze o cale diferită față de calea naturii. În sensul că în America și în Occident se creează foarte multe oportunități și foarte multe drepturi pentru așa zisele persoane cu handicap. Mulți oameni de știință din vest, la un congres la care am participat, se plângeau de faptul că trebuie să muncească să-și câștige pâinea de zi cu zi, pentru că nu li se dă absolut nimic, în loc ca acel timp să-l folosească pentru a cerceta, a descoperi și a aduce valoare societății. În timp ce oameni care au probleme cu diverse handicapuri sunt ajutați într-o direcție în care e puțin diferită față de ce se întâmplă în Orient. Și în Orient există această direcție de a ajuta oamenii cu handicap, dar ei merg pe ideea de a crea dintr-un defect efect, adică acei oameni să poată să fie implicați în diverse procese care, pentru care ei obțin diverse competențe și să-și aducă în acest fel aportul către societate. Ei bine, în Occident lucrurile acestea nu se desfășoară chiar așa,
Se investesc foarte mulți bani în infrastructură specifică acestor proiecte de ajutorare a oamenilor cu handicap, dar nu sunt direcționați mai departe spre educație și spre a ajunge într-o situație în care și ei să aducă plus valoare societății. Acest lucru creează un motiv extraordinar ca și în ideea cu feminismul, și anume dezvoltarea unor tehnologii, cum ar fi partea legată de neurologie, de neurocibernetică, neuro- și nanoprotetică, fapt care oferă un spațiu extraordinar pentru cercetare, pentru studiu, pentru că există foarte mulți care au nevoie de aceste invenții. Deci, ideea în sine este o idee umană, o idee de a ne ajuta semenii, dar... Pentru ei este un teren de experimente. Da, ca să... Da, dar această idee, oricând, poate fi folosită, tot acest bagaj de informații care vor fi obținute, care sunt obținute, pot fi direcționate către alte scopuri. Haideți să punctăm puțin câteva idei. În timp ce oamenii trec printr-o situație dificilă în care mintea și corpul nu mai sunt conectate, adică pur și simplu oamenii ajung în situația în care nu se pune problema să-și mai stăpânească gândurile, se pune problema de a putea stăpâni emoțiile, de a putea stăpâni anumite instincte. Deci sunt lucruri care cu puțin efort, cu puțină educație pot fi stăpânite. Însă stăpânirea lor, controlul lor, cere în primul rând o legătură între minte și corp. Această legătură se poate forma atât prin practicile vechi, practicile spirituale, dar această legătură poate fi formată și prin această tehnologie de biofeedback. În câteva cuvinte aș vrea să explic noțiunea de biofeedback. Primul biofeedback în viața unui om este oglinda. În această oglindă, el își reflectează propria realitate exterioară. Și având această oglindă, el intervine asupra imaginii sale, optimizând-o și aducând-o în situația în care el se place pe el. Deci, se exprimă ca putere, libertate și expresie de sine. Oglinda, un prim biofeedback, într-adevăr, aduce foarte multe foloase oamenilor. Când noi vorbim totuși de tehnologia biofeedback, lucrurile au avansat atât de mult încât într-o oglindă virtuală, cum ar fi ecranul calculatorului, noi putem să urmărim modul cum ne putem conecta cu diverse funcții fiziologice ale corpului nostru și putem corecta aceste funcții intervenind cu ajutorul creierului, cu ajutorul acestei forme de educație prin biofeedback. Până aici toate par și sunt frumoase. Totuși, pentru a obține un control bun, trebuie să avem o măsurătoare bună. Adică tot ceea ce noi putem măsura, putem controla. Iată că așa începe noul lanț de descoperiri. Deci, prima problemă care se pune nu este cum putem să acționăm asupra unui grup sau asupra unui obiectiv. Nu, se pune problema cum putem monitoriza acțiunea, rezultatul acțiunii asupra unei persoane, unui grup, unui sistem. În momentul în care noi avem acest instrument de monitorizare, atunci noi putem da un control fin în așa fel încât să putem dezvolta multe forme de a interveni în fiziologia umană. Aș vrea să mai punctăm un lucru. Noi știm că unitatea morfo-funcțională a noastră este celula. Această celulă, practic, ea consumă doar o treime hrană fizică. Două treimi, practic, este reprezentată de alte tipuri de energie. Am putea spune o hrană non-fizică. Totuși există o interfață
există ceva pe care se grefează această energie. Acest ceva putem să-i spunem neuropeptidă, este vorba de neuropeptide, și când noi ne întrebăm ce-și cu ele și când le simțim noi, le simțim noi oare vreodată? Da. În momentul în care noi trăim niște experiențe de dragoste sau experiențe de simpatie sau experiențe în care suntem impresionați de un peisaj, de natură, de un anume comportament, putem să simțim acest lucru ca un fel de fluturați la nivelul plexului solar. Deci acei fluturați care îi simțiți dumneavoastră în momentul în care sunteți îndrăgostit sau sunteți pur și simplu surprins, impresionat, plăcut sau neplăcut, de fapt, ceea ce simțiți este exact această neuropeptidă. Problema cu neuropeptidele este că ele influențează celula în proporție de 2/3. Deci, când noi condiționăm un om să aibă trăiri bune, să aibă o educație bună, un control bun asupra ceea ce se întâmplă în corpul lui și în relația lui cu corpul și cu exteriorul, el poate în felul acesta să învețe să producă neuropeptide care să genereze o energie bună. Dar dacă noi îl supunem pe om la diverse vești neplăcute, la diverse știri care nu sunt reale, la tot ceea ce e urât în viață, acel om va forma și va genera, acel hipotalamusul va construi, va genera neuropeptide care să fie generatoare de emoții de genul acela. Și noi știm că cei care se află în spatele marilor trusturi de presă și al tuturor lucrurilor care se petrec, care sunt importante, există o armată de specialiști, de psihologi, de biologi, de chimiști și mai departe. Ei știu foarte bine ce se întâmplă în corpul omului în cazul emoțiilor pozitive, în cazul emoțiilor negative. Iar faptul că, având această cunoaștere, cea mai mare parte a mass-mediei insistă pe informații negative, șocante, care creează emoții puternice, rele, arată că cea mai mare parte a instrumentelor media, majoritatea dintre ele, având în spate cam aceiași oameni, dintr-o aceeași castă de manipulatori ai informației, ne dăm seama că războiul pentru mintea umană este întoi, este extrem de agresiv și că dacă nu sunt mai mulți care își dau seama de acest lucru, practic marea masă a populației este deja o victimă a acestui război. Da, așa se pare. Deci, ideea centrală, prima idee este acomodarea omului cu ideea că tehnologiile, mașinile pot fi de folos oamenilor, în special oamenilor care au handicap. Totul pleacă de aici, de la recuperare medicală, recuperare sportivă și persoane care vor să se amelioreze handicapul. Deci iată că se acceptă ideea de conexiune minte-mașină și acesta este începutul. Da, dar oricum există, să ne gândim la inimă. Sunt astăzi aparate care reglează, da, avem tije metalice, avem aparate care ajută, ne ajută să auzim, deci deja există această simbioză om-mașină, dar în acest moment este făcută din rațiuni medicale. De aici se pleacă. Da. Va trebui să ne oprim acum pentru o scurtă pauză publicitară, dar vom reveni și rămâneți aproape pentru că abia în partea a doua emisiunii, spun eu, ținând cont de graficul pe care l-am aici dat de Adrian Cranta, vine partea cea mai interesantă, pentru că vom vorbi despre neuroprogramarea biocibernetică, vom vorbi inclusiv despre filmul Avatar care anunță ceea ce ați văzut acolo, nu suntem departe de a realiza. Vom vorbi despre o serie de tehnologii care ajută la controlul minții. Ne oprim acum și ne întoarcem în câteva minute. Am revenit și continuăm discuția cu psihologul Adrian Cranta despre bătălia pentru mintea umană.
Înainte de pauză, vă spuneam că vom insista acum pe anumite tehnologii care sunt folosite astăzi, în special pentru a optimiza persoanele cu handicap, dar tot ce se cercetează acum în acest sens este folosit ca experiență și acumulare de cunoaștere științifică pentru a pregăti tranziția către omul-mașină, către cyborgul pe care foarte mulți savanți, foarte mulți oameni de știință îl văd ca reprezentând viitorul umanității. Se vorbește tot mai mult astăzi despre faptul că mașinile, roboții se dezvoltă într-un ritm accelerat și că în puțini ani omul nu va mai face față concurenței pe care o aduc roboții. Prin urmare, singura soluție pe care am avea-o ca să ne adaptăm performanțelor robotice care ne concurează și ne iau joburile este să ne transformăm noi înșine într-un om-mașină, să avem implanturi care să ne permită să acumulăm informație foarte, și e foarte tentant pentru că ne uităm la filmele SF și vedem acolo oameni care. Să ne gândim la filmul Matrix, da? Să ne amintim pe Neo, care pur și simplu era conectat la niște programe și asimila în interval de minute sau ore o cunoaștere pe care, în mod obișnuit, era necesar ani și ani de zile să o acumulezi. Să înveți o limbă străină, să înveți o anumită tehnică de artă marțială, să înveți să conduci un avion, totul în câteva minute, pentru că informația ți este transferată în hardul pe care îl ai implantat în creier, care este conectat în mod optimizat la creierul tău, la funcțiile pe care tu ca om le controlezi și prin urmare această simbioză o mașină te transformă într-un super erou, într-un geniu. Orice om poate deveni ca urmare a unor astfel de implanturi, chiar dacă el a fost un om mediocru, după o astfel de introducere de tehnologie în corpul lui, poate să devină genial, poate să-i bage în buzunar pe toți cei care i-au râs în aspi orice domeniu pentru că el era nepregătit și incapabil de mai mult. Te rog. Haideți să punctăm câteva idei până la nivelul care tocmai l-ai evocat. Deci, prima idee este de a reuși această conectare om-mașină. A doua idee este de a crea un scanner care să poată să scaneze mintea umană. Deja se fac pași mari în imagistică și s-a lucrat deja la un aparat care să fie capabil să decodeze gândurile sub formă de imagine, sunet, culoare. Acest aparat, proiectul este împărțit în două etape. În prima fază să poată să decodeze gândurile, iar în a doua etapă se poate să codeze amintiri. Este un pas important. Deja tehnologia a avansat destul de mult, s-au reușit câțiva pași, imaginile sunt departe de a fi identice cu cele reale, dar lucrurile vor avansa. Ei bine, ce fac aceste scanere? Ele trebuie să dea un feedback direct la acțiunile care se exercită asupra minții umane sau asupra unui grup, unui sistem. Ideea este că scanerele vor participa la o acordare a ariei senzoriale a noastră și aria motorie și această acordare va face ca rezoluția trăirilor acelui individ să devină din ce în ce mai vii, mai aproape de realitate. Ei bine, lucrurile au mers înainte, însă deja sunt foarte mulți oameni de știință care spun întrebarea, în special bioeticienii, cei care se ocupă de etică, spun problema că tehnologia avansează atât de mult, iar normativele de a controla această tehnologie pentru a nu prejudicia rasa umană se mișcă foarte greu, adică toată partea legată de legi, regulamente sau departamente care să se ocupe de acest lucru aproape sunt inexistente. Ideea este că lucrurile au mers mai departe, ei au înțeles că se poate vorbi de o dublă utilizare, adică toată această tehnologie poate fi folosită atât pentru a ajuta oamenii, dar
poate fi folosită, depinde mâinile cui poate să pice, poate fi folosită și pentru a controla oamenii. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu niște hoți care intră în posesia acestor tehnologii, cât de ușor ar putea să copieze date personale despre carduri, despre moduri. Putem merge chiar mai departe. Da. Citeam acum de curând despre un scandal care se dezvoltă acum în Italia, în Torino, unde procuratura cercetează în urma analizelor făcute de doi specialiști în nanotehnologii care au analizat vaccinurile care sunt date mult obligatoriu în Italia și au descoperit în 20 dintre acestea nanoparticole formate din metale care nu sunt degradabile, adică ele rămân în corpul uman și ele n-au nicio justificare din punct de vedere medical, iar concluzia celor care au făcut această analiză este că au fost puse intenționat. Iar acum se cercetează pentru a vedea ce efecte pot să genereze și de ce au fost puse. Știm deja că nanotehnologia este o tehnologie de vârf, că nanoparticolele au capacitatea, sunt particule inteligente, sunt submilimetrice, deci nu le vezi cu ochiul liber, ele circulă exact unde sunt programate prin corpul uman, au capacitate de emisie și transmitere câmpuri electromagnetice, prin urmare, astăzi, dacă cineva este hotărât și nanoparticule se pot fi introduse și în apă și în mâncare, în orice, pentru că nu-ți dai seama, noi putem avea nanoparticule noi acum și să nu știm. Nanoparticulele au personalitate, mă rog, personalitate în sensul că sunt capabili, indusă, da? Pot să transporte, se folosesc și în terapie astăzi. O nanoparticulă poate să ducă un medicament, de două ori greutatea ei poate să ducă medicament exact la organul care ne interesează. Imaginați-vă în condițiile în care încă suntem pionieri și în zona nanotehnologiei, este o tehnologie care progresează, care se dezvoltă. Imaginați-vă ce înseamnă ca o astfel de forță să fie în mâinile cui nu trebuie și în ce măsură o populația unei țări întregi poate să fie manipulată, controlată printr-un astfel de, printr-o astfel de tehnologie. Aș vrea să spun totuși că toată această cercetare la ora actuală s-a focusat foarte mult pe partea fizică, corpul fizic. Mergând pe ideea că un om care stăpânește corpul fizic va putea stăpâni și celelalte corpuri. Da și nu. Și ideea a continuat pentru că și-au pus întrebarea ce ar fi dacă în aceste scanere ar putea crea o mixtură de abilități, de competențe ale unor mari personalități și toate aceste informații și abilități ar fi mutate în creierul unei persoane. Acea persoană ar deveni un super expert, adică ar deveni un fel de Superman. Lucrurile au mers mai departe și anume, dar cine, practic, cine se ocupă de acest lucru? În 1957 a fost un mare șoc pentru cei din vest și anume s-a numit șocul Sputnik, pentru că ambele părți, și vestul și estul, erau într-o adevărată cursă care va lansa primul satelit care va începe această cucerire a cosmosului. În 1957, rușii lansează satelitul Sputnik, iar americanii pur și simplu sunt surprinși de ceea ce se întâmplă, mai ales că ei beneficiau de o mare parte din cercetările nemților care fuseseră luați la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, împreună cu cel care conducea cercetarea spațială, deci privind rachete și privind toate tehnologiile necesare, și totuși s-au văzut în situația de a fi depășit. În acel moment s-a creat cel mai puternic departament de cercetare. În acea perioadă el se numea ARPA,
iar acum se numește DARPA, deci este Departament de Cercetare Strategică, care caută să aducă cele mai noi tehnologii și în același timp caută să creeze o îmbunătățire a comunicării. DARPA este de fapt în spatele acestor tehnologii gen GPS, gen internet, de fapt înainte se numea ARPANET, ei au stat în spatele acestor tehnologii. Deci, odată cu acel șoc care l-au avut cu Sputnicul, a creat acest departament și acest departament a putut să facă niște pași enormi. Atât de mare a fost succesul încât foarte multe țări, de exemplu Japonia, a înființat ceva asemănător, care oamenii de știință îi spun JARPA, și India și China și absolut toți au înființat și au dat seama că este nevoie de o cercetare puternică. Puterea unui stat constă în primul rând astăzi în cercetare. Da. Deci, cu cât informația ajunge să coopteze tot ceea ce este în jur, cu atât capacitatea de a realiza, de a materializa o îmbunătățire a vieții este mai mare. Tocmai de aceea România nu mai are cercetare, pentru că asta este dovada faptului că este o colonie care trebuie să fie piață de desfacere, să fie sub control și atunci mai degrabă vârfurile științifice de la noi vor fi luate și duse în altă parte decât să se dezvolte pe plan local. O idee care aș vrea să o menționez în continuare, deci se duce un studiu imens pentru a se reuși conectarea minte-minte și conectarea între mai multe creiere, practic să se creeze un fel de server central din mintea multor oameni. Totuși, la ora actuală, cu toată tehnologia, ceea ce se întâmplă la nivel biologic încă nu poate fi egalat sau depășit. Deci, acest pas important numit BrainNet este ca un obiectiv principal și se urmărește la modul asidu obținerea lui. Un alt lucru important, care chiar l-ai menționat, este vorba de crearea unor chipuri, unor implanturi, care urmărește să detecteze nevoile unui om, necesitățile unui om sau forme de adicție și cumva să intervină și să elimine anumite tipuri de comportament. Ele sunt făcute în primul rând pentru cei care au luptat în diverse războaie, au rămas cu diverse traume, au diverse comportamente antisociale sau pur și simplu este necesar să fie cooptați într-o anumită direcție privind stimularea în cercetare. Este un pas mare, dar odată ce aceste chipuri pot detecta necesitățile unui om, nevoile unui om, deja s-a făcut încă un pas spre cucerirea creierului. O altă idee este ceea ce spune un mare cercetător, James Giordano, de la Centrul Medical din Georgetown, și anume, creierul este următorul câmp de luptă și pentru acest pas se investește sume enorme. Dacă ne gândim doar din 2005 până în prezent, imagistica, rezonanța magnetică și alte tehnologii care încă nu sunt populare, vin și aduc un flux informațional despre oameni, despre pacienți sau despre diverse obiecte din cosmos, atât de rapid să mișcă această tehnologie încât ar trebui o tehnologie similară pentru a putea procesa informațiile. Deci, este un pas, încă un pas în direcția respectivă. O altă problemă în legătură cu scannerul, se pune problema că acest scanner poate fi folosit ca cea mai bună formă de completarea unei anamneze. Problemele care le au doctorii și psihologii cu pacienții este că de multe ori pacienții dau răspunsuri greșite la întrebările care sunt puse. Și atunci, de multe ori, anamneza nu reflectă realitatea care reprezintă acel pacient. Crearea acestor scanere pot duce la o anamneză
mult mai precisă decât ceea ce avem noi astăzi. Dar în același timp, aceste scanere pot fi folosite și ca forme de interogare. Mergând și mai departe, deci, odată ce aceste mașini de citire a gândurilor vor fi perfecționate, se pune problema cum să ștergi o memorie și cum să rescrii o memorie. În această direcție există deja studii puternice făcute de japonezi care au reușit să focuseze atenția unui animal, unui cobai, de la o trăire la o alta, de la o memorie la o alta, de la o informație la o altă informație, cumva acel cobai fiind pus în imposibilitatea de a mai acționa. Puțin mai târziu, 2 ani mai târziu, s-a creat acea substanță care poate să șteargă memoria. Poate să șteargă memoria. Scopul ei, de fapt, este de a șterge anumite trăiri, anumite traume din viața unui om. Și poate chiar să o rescrie. Da, mai târziu a apărut și acest proiect care merge înainte. Deocamdată, ceea ce spunem noi poate părea de domeniul fantasticului, dar oamenii care cercetează în domeniu sau oamenii care se interesează vor găsi foarte multe proiecte deja anunțate, deci sunt efectiv declarate libere pe internet. Încă un lucru. Ai menționat filmul Avatar. Avatar este un proiect în Rusia care a început acum 8 ani. Și ei și-au propus să ducă o muncă de cercetare în așa fel încât să vadă cât de mult poate să fie înlocuit corpul uman, cât de mult se poate interveni, se pot înlocui anumite organe, se pot înlocui anumite glande. Scopul final este de a obține această mutare a conștiinței umane într-un corp artificial. Este o idee care a adunat foarte mulți oameni bogați care au sponsorizat acest proiect. Care vor să devină nemuritori. Și care sunt interesați de această idee și lucrurile merg înainte. Ei deja au plecat de la ideea de exoschelete, ideea de a ajuta partea de regenerare biologică, regenerare celulară, mergând pe ideea oficială că anumiți oameni de valoare trebuie salvați pentru ca informațiile lor să ajungă în slujba omenirii. E foarte interesant și cu asta și încheiem, din păcate, pentru că subiectul este foarte incitant și chiar am ajuns într-un punct cu adevărat transferul conștiinței. În practicile orientale există astfel de metode prin care un om foarte bine antrenat, când se află pe punctul de a muri, poate chiar ca urmare a faptului că este corpul îmbătrânit, dacă detectează undeva un tânăr care a murit, a făcut un atac de cor sau ceva, ar fi capabil să-și transfere conștiința. Iată, astăzi știința merge direct în direcția aceasta a încercării de obținerea nemuririi prin transferul conștiinței într-un corp artificial mai mult sau mai puțin. Aș vrea să pun o întrebare, care probabil că și-o pun toți. Cum va putea omul să depășească acest pericol? Foarte, foarte pe scurt că trebuie să ieșim. Ideea este că există un singur drum, o singură direcție. Ce anume, omul ar trebui să se întoarcă la vechile cunoașteri spirituale și ar trebui să înceapă să-și pună ordine în viața lui. Despre asta vom vorbi însă mai multe și îi invit pe telespectatori, pentru că n-avem timp. Nu uitați, pe 21 iunie la sala Dales din București, de la ora 19, sunteți invitați la conferința pe care o susține invitatul din această seară, psihologul Adrian Cranta, o conferință cu tema Puterile psihice ale maeștrilor chinezi. Așadar, 21 iunie la sala Dales din București, de la ora 19, biletele pot fi cumpărate din 6 iunie de la librăria care se află la intrarea în fața sălii Dales. Mulțumesc lui Adrian Cranta pentru tot ce ne-a povestit astăzi. Toate cele bune și dumneavoastră. Ne vedem peste tot.